Ai comunicat cu deputatul din Parlament, Moțpan. Și îmi spune că el nu știe ce să facă, el nu știe cum să ducă un copil din exploatare furat. Este intentat dosar penal, e... și nu știe ce să-i facă. Eu trebuie să-l învăț. Că, cum mi-a spus cândva și aici de la noi deputat, cum e de ceva, Nichifărciuc. Fix așa el m-a întrebat ce să facă. Atunci, și atunci Nichifărciuc putea să facă, că era plăcatniuc la conducere. Și eu îi spun, dar cum trebuie să facă, plus că azi vii, știu, săptămână, știu, săptămână, s-a schimbat, conduce așa. Acum, Moțpan fix așa îi spune, să mă mai duc cu dată, să mă dau cere, să mă dau 2 ani jumate, nu comun cu copilul. Cui? Tot lui la Parlament să-i duce tot, altă da, cerere? Tot lui se iei din nou, iar. Și de 2 ani de zile ne straumează copilul psihic. Nu aproape comunică. Aproape 3, cum zice maică ta, deja sunt aproape 3 de când nu-și în vede tatăl, nu-și vede bunica, nici pe internet. În aprilie și 3 ani. Nu, punem 2 jumate. Ok. 2 ani jumate nu, statul român a fost când v-a tras la răspundere. Pentru fix așa tata au luat și au dus copilul, piști, 2 copii pești hotare și au rupt legătură între mamă copii. La și CEDO condamnat. Și o dat la Curtea Europeană și la CEDO s-a demonstrat că copiii se traumau psihic. Nu comunica cu mama, dar eu nu comunic, ei zice că tata e rău, că tata e bețiv, că tata e... Nu știi ce îi zice, dacă de 2 ani jumate nu vezi nici pe ea, nici domnule, pe fiică, nu știi ce îi zice. De ghine e 100% nu îi zice, pentru că eu rup totul legătura. Și o publicat pe pagina la moșul care trăiește că fata îi zice lui tată la 3 luni de când o luase din Moldova, ei zici am tată și eu scris cu mâna ei. Dacă e tată vitreg, e tot tată, până la urmă trăiește în casa lui. Și narcizi, trăiesc cu narcizi, dar nu trebuie să fac, e special că la psihologie să mă traumeze pe mine. Eu la copilul și copilul că îi spune la acesta copil, nici nu puteți să-i spui tată la 3 luni de când o luat-o din acesta. Copilul el, în primul rând, nu puteți spune tată oricui și la 10 bărbați poți să le zic tată. Oleg, așa nu se face, eu s-o pot așa, un om sănătos și normal n-ar face așa cu propriul copil. Îl lasă contat, așa de cum zici, de la vârsta de 5 luni. Eu, copilul, trebuie să-i dăi sân până la... Ei erau obligat până la 2 ani în jur să-i dăi sân. Nu e obligat. În lege este, eu scaut și asărăt. Asărăt. Poți să nu-i dai deloc dacă nu ai sân, dacă ai probleme și tot așa. Poți să nu-i dai deloc să-l dacă ai lat și ai tot. Dar el a lăsat cu mine. Eu îl masculam noapte. Mama, cum nași... Cred că nu s-a dus în Italia de viață bună, nu? Tot de nevoie să mama, cum nași, îl sunt copilul și ala. Eu l-am crescut copilul și ala. Eu noapte masculam, eu noapte la ăsta. Cum spune și mama, eu ne-am băt cap copilul și ala. Dacă era atât de rea, de ce n-ai dat o judecată, să divorțat și să o lipsești de drepturi părintești, dacă am dat, eu am dat, și ca și-a făcut, eu băgat bani la doamna Nicorici, eu am dat în judecată, eu am dat la divorț. Doamna Nicorici a făcut cum a fost ședința asta, advocatul ea, judecătoarea și grifiera și tot. Ne-a respins cererea unei ei era obligată să iei cererea să-mi dăie tip că eu sunt eu alt advocat, advocat să fac cunoștință cu ăsta. Eu am făcut fără de mine, fără de nic. Piste cererea era, este, am cerere, am probă. Și eu nici nu mă tem să spun că ilegală a fost hotărârea care prima instanță... Dacă o menținut-o Curtea Supremă înseamnă o că ilegală. O menținut-o tot cu bani, domnul Oleg. Asta presupui, că n-ai de unde să știi. Nu, doamna cum? Nicorici acum ești plecată din țară, dar dacă ar fi în țară poate să dea în judecată pentru nu, calomnie. Cum, nu cum presupun eu că Curtea Supremă încalcă un cod din lege? Nu cum eu pot să presupun? Dacă în lege scrie destul de ghine, trebuie în primul copilul să treacă... Să contești la Curtea Europeană. Psihologia copilului, judecătorul a făcut o hotărâre, fără de asistent social, fără de asta, numai cu advocatul ei. Nici fostă soție nu era, era Italia când a fost hotărârea. Copilul era cu mine. Cum posibil legal? Cum Curtea Supremă, nu a văzut Curtea de Apel și a făcut? Asta e legalitate, 100%. Fixă și ești. Curtea de apel ți-a dat dreptate, înțeleg, prima instanță nu ți-a dat. Domnul Oleg, în primul rând, la Supremă a fost așa la colegiu care a fost cu lună înainte, a făcut așa hotărârile lui Sorosa. Că nu poșim cu cine. Nu cum așa, domnule. Nu cum așa, tot așa la colegiu, tot așa și judecători. Dacă erau autor... 5 surori cu aceeași problemă, același colegiu putea să examineze la toate 5 surori. Și la, nu nicio... și la toate 5 tot una să facă, aceleași hotărâri. Măcar dacă că la... aceleași circunstanțe, da. Nu, e corect. Dacă nu sunt la Sorsa, spiețe... la Sorsa, până la Supremă au ajuns toate instanțele, i-o dat cu mama. Dar la mine a fost Curtea de Apel.
Și ei trebuie să vadă că... altceva, da. Cu, nu, cum așa, cum? Trei poți și bă, nu drept, dar unul și bă drept. Nu e așa ceva. Pentru că nu, din trei, unul e drept. La Curtea Supremă e colegiul din cinci. Din la cinci. La Curtea de Apelă sunt treci. Bani, mă, ăștia, Curtea Supremă. Presupui că n-ai nu de să pun. Știi. Să știu, pentru că sunt călcat. Domnule, este codul din lege. De ce un călcat, judecătorul? Nu face cum noi să încălcăm, dar. Chiar dacă un călcat, ce a zis Curtea Supremă, e buchii de lege. Până bine, obții bine. Revizuirea sau până obții altă dovadă de la Curtea Europeană, de exemplu. Acum, pe data de două, e judecata unei Curtea Supremă a spus că se dau mult la prima instanță, că la revizuire ei n-au făcut, trebuie prima instanță acum să facă. Și o vede, e ca prima instanță 2 ani de zile ne-ntorc copilul. Pe 2 decembrie ai am acum ședință, da, la Florești. Și o vede, ce să mai fac, dar în prima instanță, că judecătoarea aceea au fugit. Au fugit. Nicorici. Și, da, e în sală, ne-a spus și este audio, trebuie și eu, dacă eu poți să din judecătorii Suesa, că eu ca să fac atât felul, ca să fac să lege cu Italia, ca să aduc copilul. Și când iese din sistem. Ien sală singur a spus. Ien sală spune, avocatul poporului a fost odată la ăsta. Ien sală, reprezentantul avocatului poporului. Da, de la Bălți. Și eu îi spun așa că e singur a întrebat pe fosta soție, unde lucrează. Fosta soție îi spune că nu mă l-au ședit, a fost atunci îi spune că la Italia. Eu spus așa, de jos nu lucrez nicăieri. Cum așa e că dumneavoastră spuneți că Chiarșamon, spuneți că e are dreptul să duc copilul în Italia. În Italia n-ai categoric n-ai trebuit, pentru că copilul cetățean al Republicii Moldova. Și ce, un cetățean al Republicii Moldova nu poate să ducă în Italia? Poate să ducă. Atât sute, mii de copii moldoveni sunt în Italia, în Portugalia, în Germania, în Israel. Poate să ducă numai pe 90 de zile. În cazul meu nu puteți dacă scoate... Dacă se duce mama să mărită acolo sau se angajează acolo, poate să rămână copilul și dat la școală. Nu, nu-i corect. Nu-i corect. Asta e în lege și e privăzut de lege. Pentru că copilul are a doilea părinte. Și pe și mai bună mama ca tata. Și mama face ce vrea. Asta e că cum ai spune, mama face ce vrea. Nu-i corect așa. Cum? Eu zic să fac cu duc copilul, eu facem ce vrem. Nu-i așa. Cum? Mama vrea leapă de copilul. Nu faci ce vrei, dar poți să te miști, să te deplasezi. Poți să deplasezi, dar nu intenționat să iei să ascundă copilul, să traumeze psihic. Iată, asta e singura problemă și singura ilegalitate, că nu te lasă să vorbești cu ea pe internet. Problema e, nu-i singura asta. Dar dacă te duci în Italia și ai vorbi cu autoritățile de acolo, ar fi obligată să-ți asiguri întrevederea cu copilul în Italia. Nu-i singura problemă, e intenționat. Eu știu când s-a duc copilul, când e în aici și e o amăgit cu Curtea Supremă, e la Curtea Supremă, este la mine, poți să arăt, este dacă aici. Dacă o convins, asta nu înseamnă că o amăgit. O amăgit. Nu cum scrie negru pe alb, că n-are dreptul. Scrie denunț la procuratură și la poliție că o amăgit, că o dat mărturii false în instanță. Eu în primul rând acum s-o ocupa să duc copilul. Deocamdată ea e prezumptiv nevinovată, până nu îi se demonstrează vina. La mine este un advocat, îi scrie la Curtea Supremă că copilul nu trebuie și bă, singur acolo este scris și să aduc și să arăt în față, că scrie că copilul nu trebuie și bă, izolat de tată. Nu trebuie asta nici da, de asta, asta e cert. Și eu l-ați l-a dus. E intenționat că o știut n-a să aducă. Acum, e, poate și e unii sânișcă, e să duce unii vrede, dar copilul ăsta nu-i... Ea și-a schimbat locul de trai da, pentru că domnule, copilul nu-i fiesul ăsta. Nu-i fiesul ăsta, el a pus exact, în cap exact, cu fiesul ăsta. Exact, și are grijă de copilul, copil, nu... E cetățean al Republicii Moldova. Și poate să se deplaseze oriunde în lume este, cu mama ei. Este articolul 207 din penal. Și acolo, e ca să zice 206-207. Asta e fur de copil, asta scoaterea copilului ilegală fără din țară, acordul tatălui. Fără acordul al doilea părinte. Dar de ce a înghețat dosarul de la Hâncești? De ce nu se face nimic? Un vedea că acum se îndăie răspunsul toți și advocatul a scris acum și la procuror și la tăți zidem și îți duci la președinție. Duci la președinte, președinte de mult trebuie să iei sub control judecătorii. Dar nu știu, Dodona se iei și îți spui că eu nu mă tem, să-ți mă dai judecată chiar dar. Lumea, cine a fost așa, câte ori am protestat la dânsul, el a știut de cazul meu. Deși el ca președinte, cu primarul, el răspunde de toată țara. Și primarul tot răspunde de tot țara, nu numai de drumuri. Nu e corect așa. Primarul de toată nu-i corect, țara. Dar nu. Și suntem sclavii lui. Fii serios, nu. Avem fiecare independență. Eu nu, primarul răspunde de tot țara. În ce fel răspunde? De oameni, străiască în primul rând. Primarul răspunde în primul rând de spun, dar în primul rând de drum. De drum, de drum. Da, răspunde. De oameni care trăiesc, care îmblă la școală, de școală primarul răspunde, de grădiniță ăsta. Cum se spune la tine o gradă, tu ești gospodar, pe tăt. O tu nu ești ăsta, pe copii, pe ăsta gospodar. Nu s-o pot, eu așa s-o pot. Eu așa s-i educat, pentru că știu că omul, dacă e la conducerie unul cel mai mare, el răspunde de cetățenii, nu numai de cetățean.
Dacă cum așa gospodar, nu răspuns pentru faptele nevestei tale, pentru faptele... Faptele care le faci și las le facă, copilului tău, dacă el e matur, aici ai furat un copil. Aici eu nici nu-i furat copilul, eu vreau să-i dau și ceva în cap la mine, o grăzvie să-i iei copilul. De ce e oprit dosarul penal de la Fencesc? Nu e oprit, el e pentru că nu găsesc. Ei așa se fac, mă lăvede, dar ei nu au dat la Italia ca să-i dăi răspuns legal. Lasă-mi dăi la Italia ca au răspunsul ăsta, că nu o găsesc și gata. Poți să-l judece și în lipsă. Nu, ăsta. Apoi ia ca, că advocatul ăsta deștept, care era, care e ăsta. L-am filmat la Florești. Da, deșteptul ăsta, procurorul în sus, cât nu plânge în fața judecătorul, că e vine. Ia ca cum se face, tăt, el o plânge, judecătorul l-a crezut pe, și rău a făcut procurorul pe mine, numai chiar. Îți spun că e un avocat bun, el trebuie să-și apere clienta cu orice preț. Domnul Oleg, el trebuie să apere, dar să nu încalce dreptul copilului meu, în dar primul rând, dreptul meu. Pentru cum că el spune apărare, copilul e izolat de tată, de propriul părinte. Asta e vina mamei, nu a avocatului. Dar el o apără pe mama cu vină. Pentru că e clienta lui, el plătește. Nu-i corect, e ca și advocatul de aici a spus că eu sunt drept în cazul ăsta. Advocatul trebuie să ai apere. Dreptul să-ți vezi copilul și eu sunt de acord, sigur că da. Și copilul are dreptul să-ți vadă. Advocatul trebuie să-i apere, ăsta, dar nu se încalce prin apărare, se încalce legea. Dar el prin apărare încalcă legea. Pentru că el a omăjit instanța, el nu a convins judecătorul, dar a omăjit că vine. Dosarul a fost unde, gata, știu, a fost pentru că... Pentru că poate clienta l-a asigurat pe avocat că vine și între timp s-au schimbat circunstanțele. Iată, a apărut pandemie, au apărut alte probleme. Uite, el nu a mințit. Domnule Ghivinea, râdeți ce zice. Dumneavoastră ați văzut cum l-a amăjit pe dâns și el crede și îți duce la judecăță înainte. Ia că acum a judecată, el nu a făcut, el a venit la judecată, el cu un an în urmă. El a venit nepregătit, da, am văzut, e apoi cam obraznic. Ia că și vreau să spun. Dar instanța de ce a acceptat argumentul ăsta? Avocatul de atâția ani are și, cum o cheamă, mandat, are împernicieri. Domnul Oleg, eu nu știu, venit nepregătit la proces și eu dat dumneavoastră n-ați văzut că și instanța a încălcat legea. E să spui că eu spus e șeful, băi, dar șeful a spus legea pe primul plan, nu șeful. Pentru că... Pretinde că mandatul el a semnat prin mașină, prin autobuz, prin colet, nu știu cum. Tot nu e legal, tot nu e legal. Omul trebuie să-i scălească în mână și în față, și da, față, față. Pentru că asta cum, internetul, cum mai pun eu pe internet, găiesc acolo și judecata și meargă prin băi, să mă sudească. Acum îți fac ședințe prin internet. Nu cum, așa, cu dosare penale să-i fac prin internet, să-i sudească. Inclusiv penale, iată, mi-s plâng oamenii din închisoare. Și să-i judece pe noi, acum, și pe plăcatiu ca să-i judece și la șadă și la Miami. Nu, din închisoare, de exemplu, ca să nu-i duc în instanță. A, nu, așa e posibil din închisoare, dar care-ți fugiți, care-ți dat în căutare, cum poți și bănă aici, dar și așa nu e corect până aici. Socoteală. Și eu așa și aici gândesc că Moțpan nu a făcut corect, nu a procedat. El de acolo, ei trebuie să bată și scrie unde trebuie mai departe de dat. Deputatul și fostul purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, da? Deputatul... Da, da, da. Kiril Moțpan, despre el vorbești. Da, da. Bine. E bine, dar sunt 101 deputați, ei tot nu au obligații față de... Domnul Oleg, el m-a invitat două ori la Moțpan, a fost în Parlament. Și în audiență? Promisiune. Da, două ori. El și... poate să facă demersuri, eu știu. El, da, ca pe ăsta, e ca la primar, la primar care se dă, de ce nu scrie primarul când fata plânge, când mă duc eu la dânsul și a spus că fata plânge, celul scrie s-a făcut grafic, du-te acasă și așteaptă grafic. Fata plânge joi, grafic la mine pe duminică nu mai era. Atunci, nu, primarul trebuie să întreprindă măsuri. Și cum poți zic eu că primarul nu e implicat aici? Aici poți zic unul care nu știe, dar eu și știu tot când fata a fost bătută. Eu am probleme la medici. Presupui că primarul e implicat, n-ai cum să știi. Dar cum supun, dacă el îmi spune, du-te acasă, eu zic că fata plânge și m-am dus la grădiniță, el vine la grădiniță, îmi spune că el cheamă poliția. Zic, tu cheamă poliția, două ori de-am stat la poliție. Nu cum, așa dar eu presupun. Primarul de ce a vrut să cheamă poliția? Că eu sunt la grădiniță, să ne-o copilul, ne-l liniștem, copilul plânge. Cel mi-a făcut o smoc la casă, el mi-a făcut grafic. Dar cine el e? Judecător să facă el grafic să-i spui mă fugărească. Asistent social de... Dar nici asistent nu? Social n-are primarul dreptul. Primarul împreună face dreptul. O comisie care face program de întrevederi, nu? Eu dacă aici, domnul Leac, dacă... Și lipsit de dreptul părintești, este avocat, ăsta n-are nici primarul. Judecătorul când îi pune cu ăsta, da. Mai devreme ziceai că primarul e responsabil de tot, am zis că n-are nici. Primarul e responsabil, el duce acte, o luat. El acte i-a dat să-i duc copilul. El când mama a spus, i-a spus lui mama că nu teme copilul nu-ți duci nicăieri. El a știut, ei special așa au făcut, că să ies ducă. Liber și noi să nu știm.
Șeful de post îmi spune că îmblă libere prin sat. Eu îi spun că îi se încalcă drepturile. Deci n-avea voie să îmble libere prin sat? Nu era copilul, nu era. Eu aveam hotărâre unde era, e obligat să dai copilul. Eu constatat de câteva ori că încalcă graficul de întrevederi, eu pus amenzi și ea le-a plătit. Nu? Așa spuneai? Nu. A fost constatat, ei era pișcotare. Plecase deja, am înțeles. Era pișcotare, jucător... Dar după ce ți-a luat copilul cu executorul judecătoresc, ea imediat a plecat? Da, nu imediat a plecat, încă două săptămâni ușesc. A două săptămâni și în cele două săptămâni nu-ți permite să găsesc. Șeful de post categoric nu vrezi vii cu Serioja ăsta Caraman... Am uitat cum îi zice cu el, Serioja Caraman, mă tine. Îmi spune că e îmblă liberă, prin țară duși o caută. Păi pentru că e om liber, normal. Om liber, copilul, eu avem grafic de vedere. El poliția, el agent constatator să spui. Agent constatator că a pleacă și cine a dat nici pentru a s-a constatat la jumătate de an când noi vedem copilul de-a. Dacă atunci el putea să întreprindă măsuri când copilul era să nu-ți ducă, să nu scoată. El trebuie să meargă la procuror atunci. Băi, că e, nu spui nici îmblă liber. E, na, în două săptămâni eu încălcat de două ori, nu? Că numai un weekend trebuia să-ți vezi copilul. Nu putea să facă dosar penal pentru două încălcări contravenționale. Vezi că eu și pus amendă de 200 de lei, nu știu cât acolo. Niciodată. Eu vreau să... Judecătorul pentru ce? Să încalce legea? Ori judecătorul, de ce-s două cântare? Pune în balanță ambele părți în proces. Da, în primul rând, cum puteți să-i dea, ea îmi spune mie, judecătorul o mamă, când mama le-a dat copilul 5 luni. Copilul 4 ani jumate. Asta ți-am zis, deja e decis de Curtea Supremă, e buchei de lege, până obții o altă hotărâre de judecată, așa rămâne. Corect, copilul în custodia mamei, iar mama are dreptul să plece oriunde cu copilul. Eu am, eu am altă hotărâre de judecată, unii e obligat să-mi dai sântăși, asta e lege, e sântăși duminică, fac și vei, lasă, cine își bani? Dacă ar fi la Putinești, sau dacă ar fi în Moldova, dar dacă e plecată nu-i hotare, acolo, nu-i scris, nu-i scris acolo, da, nu-i precizat. Cu hotărârea te duci în Italia și vezi copilul. Faci tot, tu faci după lege. În Italia du-te și vezi copilul. Eu știu mult bicicliști aici la primărie, wow, numai că traversează cam periculos, bă. Cum eu să mă duc în Italia să-mi văd, ei nu recunosc hotărârile judecăți la noi în țară. Dar acolo să recunoască cineva hotărârile lor că le fac? Ar trebui? Cum? Ar trebui și ei să-i recunoască, în primul rând. Și legea e în primul rând, când judecătorul știu când faci hotărârea că ea îți ducă. Și așa e șinși, așa e șinși, totul știu ce face. E intenționat o dată copilul la judecătorul. Completul de la Curtea Supremă. Da, da, păi, și... Gata, îți spun, deja ai făcut și-i buchi de lege, chiar dacă îți pare greșit. Domnule, buchea-ți de lege, eu scris, am un, iar un judecător trebuie să facă, să ne întoarcă copilul, înțelegi?